Suntem departe de ceea ce vedem prin filmele care au ca subiect explorarea spațiului cosmic, însă urmărim cu interes desfășurarea cursei spațiale. Bine v-am regăsit, oameni buni și oameni răi! Sunt Alina Dobre și astăzi vă invit la un spacepod dedicat unui pas major al Chinei în lungul marș al explorării spațiului cosmic. Agenția Spațială Națională Chineză a anunțat lansarea cu succes a unei rachete purtătoare, Long March 5B, a cărei misiune este plasarea în orbită a prototipului viitoarei capsule spațiale cu echipaj uman a Chinei. Evenimentul demonstrează capabilitatea acestei rachete de a transporta module destinate asamblării viitoarei stații spațiale chineze în orbită terestră joasă. Lansarea a fost efectuată de pe cosmodromul Wenchang, situat pe insula Hainan, iar desprinderea celor patru boostere laterale a avut loc la aproximativ 3 minute de zbor. Confirmarea succesului lansării a făcut-o Corporația Aerospațială pentru Științe și Tehnologie a Chinei la 20 de minute după lansare. Prototipul noi generații de capsulă spațială a intrat pe orbita programată la 488 de secunde după lansare. Lansarea cu Long March 5B a unei încărcături nominale de 22 de tone deschide calea plasării în orbită terestră joasă a modulelor viitoarei stații spațiale chineze cu această rachetă. Trimiterea în spațiu a modulului nucleu Tiane ar putea avea loc la începutul anului următor. De asemenea, acest succes va permite Chinei să înceapă alte misiuni importante din programul spațial național. Un reper foarte important din programul de explorare al acestei țări îl constituie lansarea în luna iulie, tot cu o rachetă Long March 5, a unei misiuni către planeta Marte. Aminteam și în spacepod-ul precedent despre misiunea marțiană chineză într-un inventar al misiunilor care vor fi lansate anul acesta către Planeta Roșie, exprimându-ne în acel episod îngrijorarea față de misiunea Xuoxing 1. Îngrijorarea menționată acum aproximativ o săptămână era cauzată de defecțiunile anterioare ale rachetei Long March 5, dar și de puținele informații furnizate de către China față de această misiune. Între timp, chinezii au botezat oficial misiunea cu numele de Tianwen-1, Xuoxing fiind numele alocat pentru faza de dezvoltare. Dar despre Tianwen-1 vom vorbi într-un spacepod viitor. Să respirăm un pic cu o pauză de la subiect. Este momentul în care vă mulțumim că ne sunteți alături și vă reamintim că am deschis un cont de crowdfunding pe Patreon, unde vă invităm să ne susțineți eforturile urmând linkul din descrierea acestui episod. Continuăm cu aspectele tehnice ale misiunii chineze. Având lungimea de 8,8 metri și greutatea de 21,6 tone, prototipul viitoarei capsule spațiale chineze cu echipaj va folosi propulsia proprie pentru a atinge orbita care va avea un apogeu de aproximativ 8.000 de kilometri. Pasul următor îl va constitui reintrarea cu viteză mare în atmosferă pentru a testa noul scut termic. În cadrul misiunii vor fi testate avionica, activitatea în orbită, sistemul parașutelor de încetinire a vitezei în atmosferă, sistemul pernei de aer pentru contactul cu solul și recuperarea capsulei. De asemenea, va fi testată și reutilizarea capsulei prin înlocuirea scutului termic. Noua capsulă spațială chineză, care încă nu a primit un nume oficial, este compusă din două module. Modulul pentru echipaj, care va reveni pe Terra, și un modul de serviciu, care furnizează propulsia, energia și suportul vieții pentru modulul taikonauților. Viitoarea capsulă spațială chineză va putea transporta până la 6 astronauți, sau, cum îi numeam anterior în original, taikonauți. În funcție de misiuni, capsula va putea fi configurată pentru un echipaj format din 3 membri și o încărcătură de 500 de kg pentru orbita terestră joasă. Capsula spațială chineză de nouă generație va fi disponibilă în două variante, una de 14 tone și cea testată în această misiune, care în viitor va efectua misiuni la mare distanță în spațiul cosmic. Noul model va înlocui capsula spațială Shenzhou, formată din 3 module, care putea transporta 3 taikonauți în orbită terestră joasă. Shenzhou a fost utilizată în toate cele 6 misiuni cu echipaj uman ale Chinei. Lansarea de astăzi este prima dintr-o serie numeroasă de lansări destinate viitoarei stații spațiale chineze.
China a planificat 12 misiuni pentru construcția stației spațiale orbitale proprii, acestora urmând să se adauge zboruri cargo pentru aprovizionare, dar și zboruri pentru înlocuirea echipajelor care vor desfășura activități la bordul acesteia. Nu uitați să ne sprijiniți cu un like pentru fiecare episod, cu abonarea la canalul nostru de YouTube și mai ales cu un share pe rețelele de socializare unde sunteți activi. Pe curând, prieteni!